Moartea nu vine din întâmplare, ci așa după cum ne-a fost rânduit. În Evrei, capitolul 9, cu versetul 27 scrie: și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Această decizie nu așteaptă întotdeauna o vârstă înaintată. Granița veșniciei nu este în fața noastră, dar se desfășoară în paralel cu viața și poate fi traversată de oricine în orice moment, tineri sau bătrâni. Ea este doar la un pas de părtare de noi. Vestea bună este că ușa mântuirii este de asemenea la doar un pas de noi. Iisus este această ușă și astăzi este ziua mântuirii. Faceți pasul către El și chemați-i numele. Veți fi salvat chiar acum.